Este un moment în care analizăm ce am făcut bine, analizăm ce nu am făcut bine și ce am greșit. Este important că analiza noastră poate fi utilă pentru fundamentarea unor decizii privind reducerea corupției în România. Anul 2017 a fost un an dificil în lupta împotriva corupției. Însă și demersul de a lupta împotriva corupției a fost puternic contestat și a fost pus sub semnul întrebării. Deși noi descoperim și trimitem în judecată tot mai mulți inculpați, bugetele publice sunt în continuare fraudate prin corupție sau prin alte fapte în legătură cu corupția. Așadar, ne punem întrebarea, avem instituții mai curate? Justiția face suficiente eforturi pentru a eradica acest fenomen? sau sunt necesare și alte măsuri. Concluziile acestor studii ne arată că există sectoare în domeniul achizițiilor publice în care corupția este generalizată.